Dacă ați început să întârziați la serviciu și nu înțelegeți de ce stați atât în trafic, eu am o teorie. Eu cred că a început deja goana după cumpărăturile de Crăciun. Știți pe ce mă bazez, nu? Țineți minte că vorbeam noi săptămâna trecută că în magazine au apărut deja decorațiunile? E, până la urmă, nu e o idee rea să-ți faci cumpărăturile din timp. Cristina Ciosescu a dat deja o raită prin oraș. Oare merită să cumperi de acum pentru sărbători? Sau mai bine le lași pe toate pentru ultima clipă? Ce zici, Cristina? Bună dimineața! Bună dimineața, draga mea, Teo! De ce nu? Mai ales că sărbătorile, pe lângă bucurie și cadouri, tind de cele mai multe ori să ne lase cu o gaură în bugetul nostru. Tocmai de aceea, specialiștii vin cu un pont pentru noi. Cadouri luate în avans. Cum vine asta? Suntem în luna octombrie, iar până la Crăciun mai avem aproape 3 luni de zile la dispoziție, nu doar pentru a ne gândi ce cadouri vrem să oferim celor dragi, ci chiar să le și cumpărăm. Eu, spre exemplu, am de oferit în fiecare an de Crăciun cel puțin 8 cadouri. Dacă luna aceasta cumpăr 2, luna viitoare mai cumpăr 3, în decembrie voi scoate bani din buzunar doar pentru cele 3 cadouri rămase. Astfel, cheltuiesc bani pe parcursul a 3 luni de salariu, nici de cum dintr-un singur salariu, cel al lunii decembrie. Și iată cum puteți găsi cadourile potrivite încă de pe acum. Magazinele încă vin în întâmpinarea clienților cu articole reduse la prețuri demne de luat în seamă. Mai mult, gama produselor este atât de variată încât unele pot trece drept cadou pentru sărbătorile de iarnă. Este o plăcere să facem shopping în perioada asta față de perioada sărbătorilor și nu ar trebui să ne fie teamă din acest motiv, pentru că una este să stai să răscolești prin haine aglomerate și înghesuite și magazinele pline și alta e acum de o manieră mai relaxată. Și în plus, acum găsim mai multe mărimi decât în perioada sărbătorilor, când dispar mărimile de pe rafturi, dacă vorbim despre haine. S-a întâmplat să avem și genul de clienți dorim să cumpere dinainte, să câștige timp în alegerea cadoului potrivit. Și să economisească bani? Și să economisească bani cu siguranță. Un plus pentru cei care încep să ia cadourile pentru Crăciun din această perioadă sunt reducerile. Magazinele din marile centre comerciale se întrec în oferte. Avem produse pentru toată familia, de la cel mic până la cel mai mare din familie, de la nepoți la bunici, produse reduse, produse pregătite pentru buzunarul fiecărui client. Prețurile la noi magazin pornesc de la 15 lei și în funcție de produs, de model, urcă treptat până la 200-300 de lei când discutăm despre geci, paltoane și articole pentru sezonul de iarnă. Nu puține sunt articolele care se dovedesc a fi extrem de versatile și rămân un must în garderoba noastră, indiferent după ce trenduri se ghidează Moș Crăciun. Piese esențiale pe care să le avem în vedere atunci când facem un cadou ar fi o cămașă albă, atât pentru femei cât și pentru bărbați, este genială. Din poplin e recomandarea numărul 1. Apoi, foarte importantă, o maletă. Aici, că e neagră, că e bej, că e blemarin, aici fiecare trebuie să cunoască persoana să aleagă corect culoarea. Însă o maletă ne ajută să facem foarte multe styling-uri, atât pe femei cât și pe bărbați. Până la sărbătorile de iarnă au mai rămas mai puțin de 3 luni, timp în care putem cumpăra, unul câte unul, cadourile pentru cei dragi. Luna aceasta, unul, două daruri, luna viitoare, altele și, până de sărbători, lista va fi completă. Iar buzunarul nostru nu va fi chiar atât de afectat în luna decembrie.